Finala mică a competiției a dus în față în față liceul cu program sportiv Pitești și liceul tehnologic Constantin Brâncoveanu Târgoviște, în vreme ce finala mare, un meci extrem de disputat, a avut loc între liceul cu program sportiv Târgu Jiu și Colegiul Național Carol I Craiova. Echipa județului Goj, antrenată de către profesorul Adrian Gorun, a obținut la finalul partidei dreptul de a participa la etapa națională handbal băieții liceu, care se va desfășura în luna mai la Suceava. În perioada 23-24 martie 2024, la Colegiul Economic Virgil Magiaru din Târgu Jiu a avut loc etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar pentru handbal băieți liceu. Cam fiecare an, reprezentanta județului Goj, pentru că până la urmă o echipă din cadrul unei unități de învățământ din județ reprezintă județul Goj, a participat la această etapă zonală, în acest an reușindu-se o calificare la etapa națională. Este vorba de 6 echipe ce s-au înfruntat aici la Târgu Jiu pentru a accede în etapa finală, 6 echipe reprezentând liceul cu program sportiv din Târgu Jiu, Colegiul Național Carol I din Craiova, Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina, Colegiul Național Jim Mihăiescu din Drăgășani, Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu din Târgoviște, precum și Liceul cu program sportiv din Pitești. Finala mică a competiției a adus față în față Liceul cu program sportiv din Pitești și Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu, cei care, fiind și gazde, să spunem așa, impropriu, au învins cu 32-25. Finala mare însă a fost câștigată de reprezentanții județului Gorj. În vreme ce finala mare a fost un meci extrem de disputat, câștigat de reprezentanții județului Gorj, anume elevii de la liceul cu program sportiv din Târgu Jiu, în fața elevilor de la Colegiul Național Carol I din Craiova. Astfel, echipa județului nostru, reprezentată de elevii de la liceul cu program sportiv din Târgu Jiu, va participa la etapa națională, ce va avea loc la Suceava în luna mai. Facem precizarea că acești elevi sunt pregătiți în cadrul LPS Târgu Jiu de către domnul profesor Adrian Gorun. Liceul cu program sportiv din Târgu Jiu a câștigat premiul întâi, calificându-se astfel la etapa națională.